Antrenorul Bogdan Tudoreanu nu se teme de forța oaspeților și mizează pe forma bună arătată de elevii săi în ultimele etape de campionat. Va fi un joc dificil, dar sperăm să câștigăm. Asta ne dorim la fiecare meci. Am avut un program cam încărcat începutul ăsta de mini-retur, să zic așa, dar cred că a fost un început bun cu 4 puncte care contează pentru noi și sperăm să continuăm pe aceeași linie și mâine să obținem o victorie. E o echipă bună, dar să știți că am făcut jocuri bune chiar și la Berceni și celelalte două, cu Buzău și la Tărlăungeni. Mai puțin în ultimul sfert de oră, să zic așa, la Tărlăungeni, dar în rest am făcut jocuri bune și trag speranțe că și mâine vom face și un joc bun și vom câștiga punctele. Ceferiștii speră ca la meciul de sâmbătă în tribunele stadionului Areni să fie prezenți mai mulți suporteri decât la precedentul joc de acasă cu Gloria Buzău. Sper să vină mai mulți spectatori, vremea este bună. Noi venim după două etape în care n-am pierdut. Am avut victoria cu Buzău și egalul ăsta la Tărlăungeni și sper să vină cât mai multă lume. Dincolo de punctele puse în joc, întâlnirea cu ASC Bacău reprezintă un bun prilej pentru jucătorii Rapidului de a răzbuna rezultatul din tur, când au fost învinși cu scorul de 5-1.